Tu pe cine claxonezi? Tit! Mă, repede, tit! A ieșit din casă repede, tit! O, doamna de la poștă, haideți! Nu, că mi-e frică să mă bag până trei de acum. Uhuhu, ma, fumă ăsta, frate! Hai, tată! Hai, tată, hai, tată! Hai, tată, hai, tată, hai, tată, hai, tată! Vreau și eu să trec, Moș Crăciun! Bă, ești nebun? Mă, tată, dă-i că ăsta ține puțin, dă-i că ține puțin, dă-i, 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 dă-i tare, dă-i, dă-i, vrum, vrum, dă-i. Așa, am prins verde, bravo, nu-i mai da, lasă, stai încet, stai potol, ușor, ușor, să nu ne pocnim pe aici, da? Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider. Soarele răsare și simt. Tom 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 tom. Wow 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 wow. Mamă! Căldură, primăvară 2023, un nou sezon cu foarte multe proiecte, mai multe decât în sezoanele în care am început să facem motovlog. Băi, ce senzație, după ce nu te-ai urcat de vreo 3-4 luni, 4-5, ce 5 luni? Ce? Unde 5 luni? 4 luni! Mamă, să vede că n-am mai vorbit. Cum să conduce o motocicletă? Oh, am dat inferioară, sunt profesionist. Nu, că mi-e frică să mă bag până 3 de acum. Uhuhu, ma, fumă ăsta, frate. Păi, doamne, cum se simte, doamne. Uitați-mi cum e pe motocicletă. Cât de mult îmi place. Ia. Ia uite-l, mă. Uite ăla cu Loganul ce se duce. Mamă, ăla mi-a dat mie fum, le dă fum la toți. Băi, oar că am trebuit să fiu atent la drum, pentru că este prima ieșire pe anul ăsta. Ah, deja m-a lovit o gâză direct, frate, ești nebun. direct pe vizieră. Și ar că am trebuit să fiu atent și la frâne, și la astea, și la alea, și la alelalte, și la celelalte. Da, mă, calmează-te, mă, că nu e așa. Când te urci pe motocicletă, într-adevăr, uite, e adrenalina asta în momentul în care te urci pe motocicletă și nu te mai urca de o iarnă întreagă, dar... Ca în orice alt moment pe motocicletă trebuie să fii ponderat. Chiar dacă e adrenalina și fericirea aia de început că te-ai apucat de motovlog, ei bine, trebuie să te ponderezi. Of, doamne. De ce trebuie să te ponderezi? Pentru că vine ăla cu Loganul și-ți dă fum, nu? Dar trebuie să te ponderezi pentru că îți vine să-i dai în gură la motocicletă că n-a mai mers de mult și vrei să simți cum te trage. Și nu cumva să nu dai peste vreun d-ăsta care mi-e și mie acum în față. Să faci revizia la motocicletă, să-ți bagi bani în, nu în bancă, în servisul motocicletei. Uite acolo o căscuță luminează în ziua zilei, în lumina zilei, mă. Hai. Tu pe cine claxonezi? Tit! Mă, repede, tit! A ieșit din casă repede, tit! O, doamna de la poștă, haideți! Chiar lucrează la poștă. Uite aici, la poștă. Ce faci, neanelule? Faci stânga! Ia-mă și pe mine! Vreau să vin cu tine! Hai, tată! 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 Hai, te-am lăsat, Logan, la volan. Ia, am mers semnalizările. Da, și avariile. Hai, tată. Simt deja cum începe să mă ardă motocicleta pe sub craci. Deși încă nu e cald afară. Câte grade ori fi acum? Cred că sunt vreo 10 grade.
Oh, cred că mai mult. Cred că 14 grade. Oh, copil. N-am mai văzut copil de mult. Vreau și eu să trec Moș Crăciun. Bă, ești nebun? Vreau și eu să trec Moș Crăciun. Bă, ești nebun? Vreau să trec. Lasă-mă pe mine. Vreau să trec. Hai bă că e verde, bă, de ce să stă? Așa mă, tată, dă-i că ăsta ține puțin. Dă-i că ține puțin, dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i tare, dă-i. Dă-i, vrum, vrum, dă-i. Așa. Am prins verde, bravo, nu-i mai da, lasă. Stai încet, stai potol, ușor, ușor. Să nu ne pocnim pe aici, da? Oh, motocicleta stă pe curbă, cum era mai. Mașina stă pe curbă. Mașina stă pe curbă. Stă pe curbă. Bine, Luca? Hai că stă pe curbă. Așa, așa, motocicleta stă pe curbă. Mașina stă pe curbă. Trece baba Dunărea, la 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 la. Jesus, ce repede ajunge la viteză, nici nu-ți dai seama. A fi cu seamă înseamnă a-și da cu seama. Era să salut un biciclist, dar eu nu voi saluta cu această mână un biciclist, ci voi saluta prima dată pe acest sezon un motociclist, uite, un scuterist. Ho, a dat din cap, ho, a dat din cap. Primul salut pe sezonul ăsta. Dacă mă vezi, cel care m-ai salutat, scuteristul, dacă mă vezi, ai cadou din partea mea dacă îmi scrie un tricou Motorider. Că ești primul salutat pe sezonul ăsta și m-ai salutat așa din toată inima. Curățăm, bă, o curățăm. Îi dăm bine să curețe la jiglere, să cure jiglerul în ea. Aici am mare groapă de 2 metri. Ai picat în ea, e deja săpată. Păi tu-l apreciezi pe nenea ăsta cu bicicleta. Chiar da, frate. Nu mai o ard gazul aiurea, ard benzină. Stau și merg printre mașini. Ala, dă la pedale, naturaz, slăbește. Eu iau aici, mamă. Mă și grăbesc. Dau și tare în ea, e și prima oară când ies. E grav rău de tot. E grav rău. Iau, hai să ne băgăm pe dreapta. Ce mama mai. Ma. Ne luăm la întrecere cu ăștia de la KFC. Ăștia mă fac, mă fac. Parcă am și uitat cum este să... Parcă mi-e rușine acum, știi, după atâta timp cât am mers cu mașina. Mi-e și rușine acum să mă bag în față, că mă simt prost așa, știi, că alții așteaptă și eu nu. Nu uita să fii și tu un Motorider de pe www.motoridershow.ro, acolo unde avem tricouri, hanorace, cănuțe, sticăre și așa mai departe, accesorii de toate felurile. Așadar, dragilor, pentru că benzina aproape s-a terminat, eu am fost Motorider, până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine, pa! Pup, te țuc, pa!